Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Psihologii, oamenii de bine, părinții, prietenii, oamenii cu înțelepciune ne învață că iertarea aduce izbăvire, iertarea aduce liniște, în primul rând, celui care o oferă. Și sunt sigur că experimentați în viețile dumneavoastră momente în care ar trebui și ar fi bine să oferim iertarea, în primul rând, pentru binele nostru. Încercăm în această ediție să găsim o cale. Știm că, cel puțin la nivel de idee, este minunat să putem ierta, dar ne întrebăm cum putem ierta. Și sigur că avem răspuns de la cei care au dobândit acest dar, pentru că este darul lui Dumnezeu. Și alături de invitatul nostru încercăm să creăm un dialog frumos, așa și constructiv, care să ne ofere măcar mici punți de la noi, ceea ce suntem spre noi, ceea ce dorim să devenim. Așadar, dragilor, îl avem ca invitat pe Părintele Dorobanțu Florentin, preotul slujitor la Biserica Schimbarea la Față, cuțitul de argint din București și gazda noastră. Părinte, mulțumim că sunteți lângă noi și că ne-ați primit în minunata biserică în care slujiți. Bine ați revenit în smeritul nostru lăcaș de cult. O temă foarte grea, spunem noi, și este grea pentru că este greu drumul nostru de la noi cei ce suntem, la noi cei ce trebuie să fim, dar în același timp socotesc că este o temă izbăvitoare. Cu îngăduința Sfinției voastre o să citim câteva rânduri din Patericul Egiptean, care sunt suficient de îndestulătoare ca să ne pună pe făgașul normalității. Un frate odată a greșit în schit și, făcându-se adunare, a trimis către Ava Moise, dar el nu voia să vină. Deci a trimis către dânsul preotul zicând, vino, că te așteaptă poporul. Atunci el, sculându-se, a venit și, luând o coșniță găurită și umplându-o cu nisip, o purta. Iar ei, ieșind în întâmpinarea lui, i-au zis, ce este aceasta, părinte? Zisa lor bătrânul, păcatele mele sunt înapoi a mea curgând jos și eu nu le văd, dar am venit astăzi să judec păcatele străine. Și ei, auzind, n-au grăit nimic fratelui, ci l-au iertat. Avem acest context prea cu ce începe, părinte. Oamenii care vor să îndrepteze pe cineva căzut. S-a făcut o adunare, așa cum avem și în zilele noastre, pentru a judeca o problemă și este chemat un părinte cu autoritate și cu experiență. Pentru a lua așa gradual dialogul nostru, vă întrebăm, acea adunare, acei oameni, acei preoți au greșit cu ceva pentru a se aduna și pentru a judeca păcatele sau problema apărută? Pentru a ne da răspuns la această întrebare, este foarte important și frumos pentru fiecare dintre noi și dintre spectatorii Televiziunii Trinitas TV a Patriarhiei Române să citească și să descopere viața acestui mare sfânt din Patericul Egiptean, despre care foarte frumos a scris Sfântul Arsenie cel Mare, făcând parte dintre acei bărbați înțelepți pe care îi luminează cunoașterea de Dumnezeu. Viața sa este una fascinantă și îl vedem reprezentat pe pereții multor biserici și mănăstiri, chiar și în Sfântul Munte Athos, la una dintre mănăstirile din jurul capitalei Sfântului Munte Athos, la Cutlumuș. Viața sa este una fascinantă deoarece ne arată puterea schimbării din rău în bine și cum Dumnezeu Tatăl așteaptă ca fiecare dintre noi să găsească această cale spre izbăvire, pentru că, așa cum spune una dintre rugăciunile de la taina Sfântului Maslu, bucurie se face în cer pentru întoarcerea unui păcătos. Ne spune unul dintre părinții ce au iețuit în timpul nostru, legat de cuvintele pe care le-a citit, ca faptele noastre să vorbească mai mult decât cuvintele. Taci tu și lasă faptele tale să vorbească. Iar în altă parte ni se spune că trebuie să explicăm cu purtarea și cu lucrul, nu cu multă vorbărie. Cunoscându-se pe sine, nu putea să judece păcatele fratelui său. Fiecare dintre noi trebuie să vadă în lăuntru. Pentru aceea, pictura din bisericile și mănăstirile din Ținutul Egiptului de astăzi au o particularitate. Sfinții sunt reprezentați cu ochii mari, dar interiorizați, adică cu pupilele lărgite, pentru a vedea în interior și a ne prezenta nouă un sfânt care este în permanent dialog și contemplare cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții Săi. Gura este foarte mică, cât să spună da sau nu, puțină vorbărie.
urechile aproape inexistente ca să nu audă ceea ce nu trebuie. Pentru că Dumnezeu luminează și le transmite tot ceea ce au nevoie să cunoască prin mesajele pe care ei le primesc. De aceea, judecata nefiind a noastră, Sfântul Moise, etiopianul, arapul sau negru, cum este el cunoscut în sinaxarele bisericii ortodoxe, este cel ce acum a lăsat duhovnicul să decidă probabil ce trebuie să facă acel ucenic pentru a se îndrepta, pentru a se crea și cu el bucurie în cer. Sfântul Moise, etiopianul, după cum cunoaștem, fusese mai înainte de intrarea în mănăstire unul dintre cei mai aprigi tâlhari. Și atât de mult s-a schimbat încât a ajuns să fie unul dintre bine plăcuții lui Dumnezeu. Nu este puțin lucru să te nevoiești, să te lepezi de sine, cum spune Hristos, cel ce voiește să îmi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. Deci iată cât de mult s-a schimbat acest feroce tâlhar, unul dintre cei mai înfricoșători din timpul respectiv în părțile Egiptului, și cum a ajuns la o înălțime duhovnicească aparte. Prin această liniște interioară n-a putut să judece faptele fratelui său. Și ca exemplu al multora dintre păcatele pe care ele săvârșise și încă le plângea și le-a plâns până la sfârșitul vieții, a luat așa coșniță să arate tuturor că nimeni nu este curat. Scoate bârna din ochiul tău și apoi învață să îndrepți pe fratele tău, ne spune Hristos pe muntele fericirilor. Nu se consideră el vrednic. Așa cum fiecare dintre noi rostim la rugăciunea de dinaintea Sfintei Taine a Împărtășanii, că dintre care cel din tâi păcătos sunt eu, adică se vedea și el cu siguranță mai păcătos decât fratele care fusese adus înainte spre a-l judeca el, despre care nu se considera vrednic să facă lucrul acesta. În multa lui smerenie, dobândită în urma liniștii interioare a rugăciunii ce ne așterne pacea în inimile și în sufletele noastre, nu putea să-l mustre, să-l judece, să-l critique, să-l certe pe acel frate, cu atât mai mult cu cât se știa poate pe sine, cel de dinainte, mai aspru și mai rău, mai înfricoșător decât cel ce-i fusese pus înainte și știa cât încerca să se îndrepte. A văzut cu siguranță că și inima fratelui trebuie să fie un ogor bun, unde sămânța cuvântului adevărului poate să prindă și să rodească însutit. Un parcurs excepțional are acest Avă Moise și minunată surprinsă ideea schimbării totale, pentru că dacă cineva se va plânge că nu poate să ierte, îi uităm la Avă Moise și aș surprinde anumite etape care pot fi relativ ușor din afară desfăcute. Aceea a tâlharului, în care face rău celui care îi face bine, care este cea mai grosolană, cea mai odioasă și care, din păcate, încă se petrece și se va petrece până la sfârșitul veacurilor cu anumite persoane. Apoi cu cel care face rău celui care îi face rău, răzbunătorul. Apoi cel care nu face nimic, celui care nu-i face nimic, indiferentul. Apoi cel care este indiferent și mai mult față de cel care face rău, nepăsându-i, nepăsătorul. Și apoi Sfântul, cel care nu vede răul pe care îl provoacă celălalt. Un parcurs extraordinar, semn că se poate să se ierte de către orice om. De aceea se și spune în Sfânta Scriptură că Sfinții vor judeca lumea, pentru că reperele vieții lor sunt îndreptare pentru noi oamenii. Apoi vă întrebăm, punctând aceste idei pe care mi le-am permis să le enumăr ale diverselor etape din viața Avei Moise, de la cel care făcea rău, celui care făcea bine, pentru că tâlhăria de multe ori așa se făcea, se duceau, intrau pe sub pielea viitoarelor victime, le cunoșteau slăbiciunile și apoi atacau, se ajunge la Avă Moise, care nu a dorit să se implice în acea adunare. Și vă întrebăm, de ce nu s-a implicat? Din indiferență, din nepăsare, din superioritate? Întreb pentru a elimina orice răspuns greșit din mințile telespectatorilor. Probabil pentru a nu produce vătămare sufletească și pentru a vedea fratele respectiv multă bucurie și iubire și nejudecarea cu asprime a greșelilor sale. Pentru că Dumnezeu, fiind iubire, ne cere și nouă să îmbrățișăm cu toată dragostea pe cei ce ne greșesc nouă, binecuvântând pe cei ce ne vatămă și ne prigonesc, rugându-ne pentru cei ce ne blesteamă pe noi și întorcând obrazul acolo unde este cazul. Pentru care, cu siguranță, a dorit să
îi oferi acestuia șansa bucuriei întoarcerii cu fața către Dumnezeu. Nu în ultimul rând, trebuie să cunoaștem că Sfântul Moise Etiopianul a trăit și a fost contemporan. A cunoscut pe marii părinți și sfinții ai pustiei despre care ne vorbește și nouă foarte frumos Patriarhul Egiptean, de la care a auzit foarte multe, de la care a învățat prin purtare, prin tot ceea ce ei săvârșeau în lucrul de zi cu zi. A fost contemporan și l-a cunoscut pe Sfântul Macarie cel Mare, căci el a trăit în Valea Nitriei, acolo unde exista și Schetisul și Chiliile, și l-a cunoscut pe Sfântul Macarie cel Mare, a fost ucenic al Sfântului Isidor, a trăit în timpul Sfântului Antonie cel Mare, a avut modele de la care a avut ce învăța, pentru aceea și viața i s-a schimbat atât de mult, atât de radical, pentru că a avut exemple. Ne spune Hristos, la un moment dat, pe muntele fericirilor, că atât de mult să vadă faptele noastre cele bune, cei care nu-s de o credință cu noi, încât văzându-le aceia, să slăvească pe Tatăl cel Ceresc. Cu siguranță, el văzând atât de multe fapte, lucrări și lumina de pe chipe, care o aveau ca efect al liniștei și al dragostei interioare din partea acestor mari părinții ai pustiei, a dorit să o dobândească și el. Atât de mult a fost, atât de multă și frumoasă a fost lucrarea celor mari părinții pustiei pe care el i-a întâlnit întâia oară după ce a plecat din perioada faptelor rele, îndreptându-se către o nouă dimensiune, aceea a convorbirii cu Dumnezeu și a purtării în Dumnezeu, încât și-a dorit-o și el. Exact împlinind cuvintele acei sfinți și el după aceea pe care ne-a spus Hristos. Iar atât de mare este sfințenia vieții sale, încât aproape de fiecare dată când ajungem la mănăstirea romanilor, El Paramus, cum se numește acea mănăstire de pe Valea Nitriei, aproape în permanență sunt acolo găsiți oameni care schinuiți de duhurile cele necurate, oameni care suferă foarte mult și care vin acolo la acea mănăstire cu multă dragoste și cu nădejde că Dumnezeu, prin Sfântul Său Moise, îi va elibera, îi va mângâia cu răspuns bun la rugăciunile lor și îi va purta în brațele sale către o perioadă de liniște sufletească. Iar mănăstirea aceea este căutată de egipteni și nu numai, iată că și noi, prin Agenția de Prelinaj a Patriarhiei Române, Bazilica Travel, ajungem de multe ori acolo și dăm slavă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare de a ajunge și ne ruga acestui mare sfânt, care este nouă pildă tuturor. Pentru aceea, revenind, el n-a dorit să-l judece pe acela. Și după cum spuneam că este pictura, a privit la el, l-a mustrat prin tăcere, iar acela s-a rușinat cu siguranță și a știut ce are de făcut, privind cum un părinte atât de îmbunătățit i-a oferit un răspuns atât de rușinos, fără să spună nimic. Avem o paradigmă, o situație, un model, dacă vreți, prin care ni se arată în Sfânta Scriptură cum se îndreaptă cei căzuți. Și spune așa Domnul Hristos, dacă fratele ți-a greșit, mustră-l între tine și el, adică promovează discreția. Apoi spune, dacă nu se va îndrepta, cheamă doi sau trei martori, ca din gura a doi sau trei să se statornicească tot adevărul. Dacă nici de ei nu va asculta, spune-l bisericii. Și dacă nici de biserică, autoritatea morală și organizatorică a bisericii nu va asculta, să fie ca un păgân și un vameș. Apoi avem acest exemplu total sublim al Avii Moise, care recanalizează atenția către noi înșine și vă întrebăm, sunt contradictorii aceste atitudini aceea a îndrepta prin autoritatea eclesiastică, pentru că aceeași atitudine o promova și adunarea fraților și a părinților, raportată la pedagogia părintească a Avii Moise, în ce constă superioritatea sau ce atitudine trebuie să folosim în fiecare zi a vieții noastre? Legat de Sfântul Moise Etiopianul, trebuie să cunoaștem că, făcând parte dintre acei părinți pe care, așa cum spuneam, îi înțelepțește, cunoaște Dumnezeu și stând pe lângă Sfântul Macarie cel Mare, care coresponda și era prieten foarte bun cu părintele monahismului Sfântul Antonie cel Mare, făcând parte din mănăstiri, în mănăstire știm că este duhul acela lisihiei, al liniștii, al purtării cu bună cuvință, al puținei vorbiri. Pentru care liniștea pe care o căutau toți și ce veneau la mănăstire, inclusiv cel care greșește, pentru că uneori greșești cu voie sau fără de voie, dar importantă este, bineînțeles, părerea de rău. Iar îmbrățișarea de către Sfântul Moise prin
blândă mustrare, arătându-le totodată și celorlalți care l-au adus spre a fi judecat acest frate, a fost ceea ce aveau nevoie cu toții pentru a se îndrepta. Cu siguranță, cum știm, nu este om care să iasă să fie viu și fără de greșeală. Și aceia aveau greșelile lor. Iar Sfântul Moise le arată că fiecare are o greșeală, cel puțin, care să-l rușineze. Pentru aceea a luat acel coș, ca el să ne arate faptul că nimic nu rămâne necunoscut, chiar dacă noi dorim să ascundem acest lucru și că și ei care l-aduseseră, respectivul, aveau greșelile lor. L-a mustrat așa cum se face la mănăstire, prin liniște, prin smerenie, cu multă dragoste, aducând cuvinte certărețe, neaducând cuvinte care să-l rușineze, neaducând cuvinte care să reintre în urechile și în mintea celor care erau de față și apoi diavolul să răscolească și să facă prin ei lucrări mai grozave. Liniștea este urmarea ascultării și totodată bucuria sufletului care aduce pace. Liniștea vine de la pace. Și atunci, bineînțeles, că Sfântul Moise dorește să-l îmbrățișeze pe acesta cu liniște, cu pace, cu bucurie, așteptând totodată ca inima respectivului frate să se schimbe, să fie muiată de, și copleșită de dragostea acestui mare părinte al pustiei de pe Valea Nitriei, unde este un loc unde s-au nevoit sute și sute, mii și mii de călugări de nevoitori. A avut Sfântul Moise bucuria de a-i cunoaște pe aceștia și a știut exact ce să facă și cum să le arate tuturor care este calea cea mai frumoasă, cea mai corectă de a mustra pe fratele respectiv. Privind și reacția Avei Moise, vedem că este aparent contradictorie și o să mă explic. În prima instanță, când este chemat Ava Moise, se spune, nu voia să vină. Apoi a trimis preotul glas, a trimis cuvânt și a zis, vino că te așteaptă norodul sau poporul, și apoi a venit. Și vă întrebăm, de ce prima dată nu a vrut să vină, nu a voit să vină Ava Moise, și apoi la glasul preotului, la sfatul preotului, a intrat sub ascultare și a venit? Probabil că el atunci încă nu fusese hirotonii preot, pentru că Sfântul Moise cel Negru a trăit 75 de ani, s-a născut prin anul 300 și a trecut din viața aceasta temporar pământească către cea neîmbătrânitoare prin anul 375. La 60 de ani a primit Sfânta Taină a hirotoniei. Probabil că nu era hirotonit preot în momentul respectiv și nu era nici duhovnicul respectivului frate, drept pentru care nu se cuvenea lui să facă judecată, pentru că judecata este a lui Hristos, iar păcatele se îndreaptă la scaunul de spovedanie. Iar duhovnicul este cel mai în măsură să ofere sfaturile necesare, cunoscându-l de dinainte pe respectivul care se spovedește și încercând să-i ofere tot ceea ce are nevoie, astfel încât el să se îndrepte, să se lepede de sine, să-și acruce și să urmeze lui Hristos. De multe ori ne chinuim să împlinim un lucru bun, pentru că diavolul nu stă cu mâinile în sân atunci când încercăm să facem lucrurile cele bune. Ca și omul, dacă ne este permis, stăm, ne odihnim, admirăm cum ne însân când lucrarea este săvârșită. Diavolul de fiecare dată, văzând că ne rugăm, că ne dăm un minim interes, că dorim, încearcă să ne deturneze de pe calea mântuirii prin fel de fel de gânduri, prin fel de fel de acțiuni care vin în urma gândurilor pe care el ni le așează în minte. Așadar și în viața Sfântului Moise, mai înainte știm că el a fost ani și ani de zile robit de un duh al lumii în care trăia și mai precis fusese tulburat de duhul desrânării. Mulți și mulți, mulți ani s-a chinuit, s-a nevoit încercând să scape de această problemă ce nu îi oferea liniște, prin fel de fel de postiri, prin multă rugăciune, prin nevoințe deosebite, până când Sfântul Isidor, rugându-se, cel ce era și duhovnic pentru el, a reușit să curățească sufletul și inima Sfântului Moise și spune că Dumnezeu i-a oferit această ispită pentru a nu se mândri după aceea pentru multa lui nevoință. Deci știa ce trebuie făcut și aștepta probabil ca duhovnicul să fie cel care să-l judece și nu el care se smerea tot timpul. Conducătorul, ni se spune, regiunii respective de pe Valea Nitriei, auzind de nevoințele Sfântului Moise Arapul,
dorește să vină și să-L cunoască pe acesta în persoană. Și ajungând în dreptul mănăstirii unde el se nevoia, întâlnește un părinte și întreabă: unde este părintele Moise? Și zice respectivul: de ce îl cauți? Căci purtarea lui nu este frumoasă și vorbele nu-i sunt potrivite. Este un părinte urcios. Și acelui conducător i s-au părut foarte ciudate aceste cuvinte, diferite total de tot ceea ce l-auzise despre Sfântul Moise. Și se duce și la mănăstire totuși, netulburându-se, nejudecând și neîntorcându-se dezamăgit acasă, ajunge la mănăstire și întreabă pe stareț: unde este părintele Moise? Căci iată, m-am întâlnit cu un părinte și a spus lucruri nepotrivite, cum nu știam despre el. Și întreabă starețul: ce fel de om a fost cel care ți-a spus aceste cuvinte? Cum arăta? Și el zice: era un părinte înalt, foarte solid și negru la față. Și acela îi zice starețul: să știi, frate, că acela cu adevărat a fost părintele Moise, dar s-a smerit și n-a voit să vorbească cu tine. Deci, iată, în smerenia sa, de multe ori se ferea să iasă în lume, pentru ca apoi lumea să nu fugă către el și să aibă liniștea pe care și-o dorise, liniște pe care el în prima parte a vieții nu avusese, liniște pe care dorea ca Dumnezeu să o așeze în inima sa și el, prin exemplu, dacă se putea, să ofere tuturor răspunsurile pe care ei le căutau și nu prin vorbă, nu prin atitudini extreme, nu prin judecata care este a lui Dumnezeu, iar îndreptarea prin duhovnic în urma spovedaniei pe care trebuie să o împlinească fiecare. După prima atitudine de refuzare, apoi vine ascultarea Avei Moise și care vine zicând, tăcând, zice ceva printr-un gest, ia acea coșniță găurită, umplută cu nisip și o trage după el, știind că va atrage atenția asupra gestului său și că oamenii vor întreba și că va da o pildă mai presus decât toate cuvintele și decât toate pildele. Vă spunem, care e mesajul purtării acestei coșnițe? Mesajul purtării acestei coșnițe, cu siguranță, sunt pașii pe care vrea să ni-i transmită că ea are fiecare dintre noi de murdărie, de murdărie sufletească, interioară. De multe ori, haina botezului pe care am primit-o de la cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină este zdrențuită, este ruptă, este murdară de faptele noastre cele neplăcute, de purtarea noastră necuvincioasă, de cuvintele ce nu ne fac cinste și nu sunt spre lauda lui Dumnezeu. Iar El dorește tocmai prin aceasta să arate murdăria pe care credea că o are în interiorul său și faptul că ceea ce el trăise cu mulți ani în urmă nu îi permite lui, netremnicului, se gândea, să judece păcatele fratelui său. Plângea păcatele pe care le avea. Nu era bucuros și nu se mândrea cu ceea ce săvârșise înainte. Și pentru aceasta se ruga în pustia cea mai din lăuntru, cerând mila și îndurarea lui Dumnezeu. Iar pentru aceasta căuta să, așa cum ziceam, să vorbească cât mai puțin, să afle liniștea pustiei. Pentru aceea se dusese în pustie. Dorește să ne arate faptul că pașii pe care trebuie să îi săvârșim să fie pe calea lui Hristos. Urmele pe care le lăsa nisipul respectiv erau cele ce murdăreau drumul care este împodobit, bineînțeles, cu multe popasuri duhovnicești prin bisericile și mănăstirile, prin locurile de rugăciune pe care le are fiecare dintre noi, dar care, iată, ne cinsteau pașii acestuia. El pentru aceasta vine și arată că fiecare de-ar putea să arate Dumnezeu murdăria sufletească a fiecăruia, nimeni nu s-ar arăta curat, nimeni nu ar fi curățit, ci toți ar fi, înaintea lui Dumnezeu, mai murdari și mai urâți în ceea ce privește faptele, încât n-am putea să vorbim cu el față către față. Cu atât mai mult, cum să încercăm noi să îndreptăm pe fratele nostru când
urmele păcatelor noastre sunt la fiecare pas. Și coșul acela, bineînțeles, că dacă ar fi putut să le arate, nu s-ar fi terminat niciodată nisipul din el. În fiecare zi, în loc să adunăm roade duhovnicești, punem găleți și găleți de nisip ca roade, dacă putem spune metaforic vorbind, ale păcatelor pe ce le săvârșim. Părinte, mai avem 5 minute din această ediție și vă întrebăm pentru așa a ne apropia de încheiere. Cum putem ajunge să fim mai atenți la lipsurile noastre, la păcatele noastre, astfel încât să fim mult mai iertători și mai îngăduitori cu ale apropiaților noștri? Exact așa cum spuneam că este pictura în tradiția bisericii egiptene, având ochii mari interiorizați, privind și analizându-ne, analizând dacă purtarea noastră este frumoasă, dacă împlinim cuvintele lui Hristos, dacă facem ascultare de duhovnic, dacă urmăm învățăturilor pe care Sfinții Părinți, prin exemplul lor personal, ni le-au transmis. Nu se poate să fim atenți la păcatele fraților noștri, iar în ceea ce ne privește să săvârșim fel de fel de lucruri ce nu ne aduc către cinstea la care Dumnezeu dorește să venim. Ne îndeamnă pe toți să fim desăvârșiți, chemându-ne la sfințire, precum și Tatăl nostru cel Ceresc desăvârșit este. Deci trebuie să ne cunoaștem, să ne venim în sine și dacă vom plânge cu amar păcatele pe care le săvârșim, și nisipul acela din coșul pe care avea Moise se poate spăla și el să lase o urmă frumoasă și luminoasă pe care apoi cel ce o vede să o urmeze către chilia unui părinte îmbunătățit de la care să primească sfat și binecuvântare. Nu poate apărea riscul ca, tot iertând păcatul, să se perpetueze, să devină viciu și patimă în inima aproapelui și apoi să nu se mai scoată de acolo? A ierta păcatul nu înseamnă a fi indiferent față de cel ce greșește. Îl iertăm pe cel ce greșește, dar totodată căutând, dacă putem, în special prin purtare, cum am spus, dacă nu prin cuvânt sau cum consideră duhovnicul, să-l îndreptăm. Pentru că și indiferența este un mare păcat. A-l ierta și a trece indiferent pe lângă el, ești într-o oarecare măsură părtaș lucrului urât pe care îl săvârșește, pentru că indiferența, după cum cunoaștem, doare. Iar indiferența noastră față de cel ce greșește și față de care noi nu căutăm să ne aplecăm și să-l îndreptăm, doare înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceea, omul nu este judecat doar pentru relele pe care le săvârșește, ci și pentru binele pe care ar fi putut să-l săvârșească și nu l-a săvârșit tocmai din această indiferență. Trecând mai departe, zicând, nu mă interesează, este treaba mea, el răspunde, eu l-am iertat. Este foarte important să ne și implicăm în mod concret în viața celui ce greșește, nu doar a trece nepăsător și zicând l-am iertat, să fie sănătos. El răspunde. Răspundem și noi pentru că puteam să îndreptăm viața cuiva, fie și prin exemplul nostru personal și astfel el să nu mai ne greșească și a doua oară, și a treia oară sau și altora. Ori mai rău, din rău mai rău. Pentru că în terapia sufletului cât de mult poate ajuta pe iertător iertarea? Ținând cont că așteptăm iertarea și pacea de la Hristos, atât de mult pe cât o așteptăm spre a ne ierta în ceea ce privește dobândirea mântuirii, trebuie să o oferim și să ne bucure oferind mai departe iubirea noastră tuturor celor ce ne greșesc nouă. Trebuie neapărat să iertăm. De nu vom ierta fratelui nostru din inimă, nu va avea parte de el, de Dumnezeu, spune Hristos în orașul Capernaum. Deci, nu că te iert, dar nu te uit, sau alte astfel de cuvinte pe care le auzim de multe ori în popor. Sfinții pustiei, la care noi ne raportăm de fiecare dată, există acea carte frumoasă, impresionantă, Patericul Egiptean, unde ne este prezentată o mică picătură din oceanul vieților sfinților ce au trăit și încă sunt acolo nevoitori pentru Dumnezeu. Preacucenicie, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de real folos. Mulțumim pentru invitație, vă așteptăm cu drag oricând. Sărută în dreapta. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Într-adevăr, iertarea ajută mult și pe cel care o primește, dar cred că mai mult pe cel care o oferă. Și fiți siguri că va schimba și inima celui care este iertat. Gândiți-vă la Domnul Hristos care, fiind pe cruce, spune așa, Părinte, iartă-le lor păcatul acesta. Iar rugămintea aceasta le-a tulburat în sensul cel mai profund inimile, pentru că atunci când El
și-a dat viața pentru noi și sufletul în mâna Tatălui, când au văzut oamenii ceea ce s-a petrecut, că toată natura îl plânge pe Creator, s-au întors bătându-și pieptul cu pumnii, semn că deja începuse căința lor, căință care a fost alimentată și începută de iertarea Fiului lui Dumnezeu. Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție. La revedere!